Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, și îmi doresc încă de la începutul celei de-a doua părți să vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi, 0734313333. În continuare, invitați alături de mine sunt domnul dr. Cristian Anton Vintilescu și domnul Andrei Ciobanu, președintele și directorul executiv al ASB România, și am aflat deja în prima parte ce înseamnă această asociație. Știm foarte bine că există expresia și sintagma bunului samaritan. Iată că acum prin fapte putem să ne dăm seama că există în zilele noastre și își pune amprenta asupra comunităților și a fiecărui stat în parte o astfel de asociație și o astfel de sintagmă, deci o putem trăi pe viu. Aș vrea să ne spuneți acum puțin despre proiectele pe care le aveți în derulare și care sunt sigură că nu sunt puține. Înainte de intra în proiecte, ați spus bunul samaritan. Înainte de a citi niște lucruri despre termenul respectiv, aveam impresia că este un pleonasm. Când spui samaritean, da, parcă automat vine și elementul de bun. Nu este așa. Samaritenii au trăit, deci ei vin de la numele Samaria. Numele de samaritean vine de la numele Samaria, care a fost un teritoriu locuit de israelieni, de evrei și de cuceritorii asirieni. Această populație au reprezentat nucleul statului israelian de astăzi. Din acest nucleu mai sunt încă două populații samariene, să spunem. Una este în orașul Nablus din Iordania, iar a doua este în orașul Holon din Israel. Pot să spun că am fost și am văzut orașul Holon, în Iordania nu am fost. Am fost impresionat de dezvoltarea orașului respectiv. Am fost în centrul administrativ al orașului și am participat la un spectacol superb de lumini, sunet și lumină, și sigur că am niște amintiri foarte plăcute. În general, Israelul este o țară de la care cu toții avem de învățat. Prima surpriză când am intrat acolo a fost bogăția de verde care era în jurul meu, știind că este într-o zonă aridă, într-o zonă sterpă. Dar discutăm despre acest lucru cu altă ocazie. Deci este bine spus bunul samaritean, pentru că nu toți membrii samarieni de atunci au fost și buni. Și buni. Da. În ceea ce privește proiectele noastre, pentru că am vorbit puțin despre prim ajutor. Unul din proiecte a fost de a organiza în Ploiești un grup de tineri interesați de aceste tehnici care să participe la un concurs internațional samaritan. Concursul organizat de Samaritan Internațional, și o să spun după aceea câteva cuvinte despre această mare organizație, mare cupolă din care facem și noi parte, s-a desfășurat anul acesta în Slovacia și Polonia. Un concurs greu, pentru că trebuia să ai nu numai noțiuni de prim ajutor, dar trebuia să ai și o anumită atitudine artistică și o foarte bună pregătire culturală, o foarte bună educație. Concursul s-a desfășurat, așa cum v-am spus, în Slovacia, la Stara Ljubovna, o localitate cu un nume foarte frumos. Prima dată când samaritenii români au participat la acest concurs, și vreau să vă spun că ne-am pregătit aproximativ 2 luni pentru această competiție, în condițiile în care celelalte țări participante au fost 10 țări participante, aveau o pregătire de 2 ani. Concursul se desfășoară din 2 în 2 ani. Copiii samariteni români pe care noi i-am trimis acolo au avut o pregătire atât de bună, încât au luat locul 1. Într-un timp atât de scurt.
într-un timp scurt au luat locul 1 și am adus aici, felicitări, la dumneavoastră în platou, da, cupa care atestă faptul că acești copii au luat locul 1 în detrimentul, să spunem, altor țări cu foarte bună tradiție samariteană și cu o foarte bună pregătire. Vorbesc aici de Italia, de Germania, de Austria, țări cu tradiție. Țări cu tradiție. Da. Germania, de exemplu, are o tradiție samariteană de peste 130 de ani. Imaginați-vă ce înseamnă acest lucru. Populația, cetățenii germani sunt în număr de 1 milion și vreo 300 de mii membri samariteni. Și dacă ar fi să luăm o cotizație minimă de 5 euro pe care ei îi dau către această organizație, imaginați-vă ce sume adună ei pentru diversele lor proiecte. Lucru care nu este greu de făcut și la noi. Ce ar însemna pentru românii noștri să doneze 5 sau 6 lei pentru o organizație care la rândul ei să vină să facă niște lucruri pentru oameni, pentru cetățeni? Andrei, care este aici alături de mine, a fost liderul grupului român care a fost prezent la această competiție și a trăit toată emoția momentului respectiv. O să-l rog să spună câteva cuvinte despre ce a fost acolo. Chiar îl rugăm. Acest concurs a fost o experiență extraordinară pentru noi, pentru copiii din acest oraș, cei care au participat și la cursurile din Germania, au reușit să dobândească acolo tot felul de experiențe, cunoștințe noi, au reușit să lege prietenii, copii din Italia, Austria, Germania, exact. Lucruri, toți sunt împreună pe Facebook acum. Eu urmăresc așa o mare familie. Din umbră. Sunt o mare familie. Exact, da, așa este. Exact. Da, e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat acolo. Faptul că ne-am întors cu medalia de aur, să spunem, este o mare surpriză și o mare realizare și le mulțumesc voluntarilor noștri pe această cale că au fost alături de noi și s-au străduit să facă acest lucru. Sperăm ca la următorul concurs să reușim să fim printre primii, să spunem. Să dea Domnul. Este un concurs foarte, foarte important pentru întreaga Europa. Se pregătește în decursul celor 2 ani, deoarece celelalte țări organizează pe plan intern concursuri unde cei mai buni vor participa la această etapă. Practic se face o selecție a exact, celor care exact. Urmează să participe. Acolo ajung doar cele mai bune echipe din toate aceste țări. Este un nivel foarte ridicat. O competiție foarte acerbă acolo. Este un lucru extraordinar ce s-a întâmplat și sperăm data viitoare să reușim și prin celelalte proiecte să pregătim cât mai mulți voluntari care să ne ajute să ne atingem obiectivele. Vreau să spun câteva cuvinte, să punctez. A fost un eveniment care ne-a surprins plăcut, dar este rodul unei munci extrem, extrem de intense și serioase. În momentul în care ei au plecat, sigur că ne-am dorit să vină cu un rezultat bun. Nu ne-am așteptat că o să fie chiar locul 1. Erau alții care așteptau să ia locul 1. Italia, Germania, Austria. Acești tineri au plâns. În momentul în care românii au fost premiați și avem pe Facebook imagini de la festivitatea de premiere, românii cu tricolorul pe ei, acești tineri din Italia, Germania și Austria au plâns. Sigur, recunoscând valoarea românilor și părându-le rău că nu sunt ei cei care să fie pe scenă acolo. Peste 2 ani concursul va fi în Danemarca și în Germania. Este un concurs extrem de costisitor pentru că vin sute de participanți din țările membre și sigur că o singură țară nu are resurse să organizeze. Totdeauna o parte din resurse vin de la cupolă, de la Samaritan Internațional. Este un eveniment de amploare. Este un eveniment de amploare. Este un eveniment care stimulează tinerii, în primul rând să-și însușească aceste noțiuni și în al doilea rând să participe. Cel mai mare câștig al echipei care a fost din România a fost participarea. Pentru că au văzut țări, au cunoscut oameni, s-au confruntat cu alți tineri de vârsta lor și au arătat că nu sunt mai prejos, ba dimpotrivă, sunt cei mai buni. Și a fost în același timp și un schimb de experiență. Un mare schimb de experiență, pentru că la sfârșit noi le-am rezervat și
cum să spun, le-am rezervat o surpriză, în sensul că au vizitat la sfârșitul competiției Auschwitz-ul. Pentru tinerii noștri care nu știau foarte multe lucruri despre această dramă umană, această tragedie care s-a întâmplat acolo. O foaie de istorie, o filă de istorie. A fost o filă de istorie extrem, extrem de penetrantă în conștiințele lor. Și e nevoie să ajungem acolo pentru a putea e vedea nevoie cu ochii noștri. Să ajungem, să vedem cu ochii noștri, să înțelegem unde poate cădea omenirea la un moment dat și să înțelegem că această cădere nu se poate produce decât prin lașitatea fiecăruia dintre noi. Categoric. Și vorbeam mai devreme, înainte de a începe emisiunea, despre tragedia care s-a întâmplat în Italia, cu tremurul care a avut loc acolo. Și chiar în discuția noastră ne gândeam ce implicare are o astfel de asociație în, Doamne ferește, într-un astfel de moment critic al unei țări, al unei nații. Suntem în contact cu românii noștri din Italia. Eu spun românii noștri plecați temporar din România. Am convingerea că cea mai mare parte dintre românii care au plecat se vor întoarce. Pentru că valorile românești sunt unice și fiecare dintre ei și le doresc. Vine o vreme când și le doresc. Sunt în contact cu ei. Este o situație foarte grea pentru italieni. Dar vreau să vă spun că s-au mobilizat admirabil, toate structurile de intervenție s-au mobilizat admirabil și caută ca oamenii să nu sufere atât de mult după urma acestor cutremure în serie care au avut loc. În Italia sunt două organizații samaritene, partenerele noastre și prietenii noștri, care participă efectiv cu foarte, foarte multe resurse la acordarea de ajutor pentru persoanele sinistrate în urma cutremurului. Așa, ca informație, Italia are două organizații samaritene, una care ține de Tirolul de Sud, partea germanică a Italiei, se numește Croce Bianca. Am fost acolo la Bolzano și am participat la 50 de ani de la înființarea lor. În urmă cu un an, ei au împlinit 50 de ani de la înființare. Ne dorim și noi să sărbătorim să mulți înainte, 50 și dacă nu mai și mulți. Mai mulți ani de la înființarea samaritenilor români. De asemenea, mai este o organizație, ANPASU. ANPASU este partea centrală și sudică a Italiei, Italia propriu-zisă latină, care cu toții împreună au fost prezenți cu ajutoare și cu oameni voluntari și insist asupra acestui lucru. Italia, samaritenii italieni, au foarte mulți voluntari care vin fără niciun fel de solicitare materială sau altceva să ajute în astfel de situații. De exemplu, în zona Bolzano, care este o zonă turistică unde în fiecare zi iarna la schi sunt 10.000 de schiori, 10.000 de sportivi, 10.000 de turiști, imaginați-vă că ei au vreo 300 de activiști plătiți și 3.000 de voluntari. Toate acele creste ale munților sunt împânzite de voluntari, iar atunci când se întâmplă un accident, unul din voluntari răspunde și intervine. Este acolo un moment critic. Sperăm ca și în România să vedem lucrurile astea frumoase, să vedem oameni care intervin fără să se gândească la alte avantaje. Totul se poate face numai prin implicarea semenilor noștri. Și să nu uităm de... Totul se face cu oameni. Așa este. Totul să se nu face uităm cu oamenii să fim noștri. Oameni pentru oameni. Da. Și când am primit ceva, să oferim altceva în schimb. Am convingerea, eu știu, am trăit momentul 90, când românii s-au solidarizat și au ajutat situația care a fost atunci. Revoluția română a putut să fie în câștig prin ieșirea românilor și prin solidaritatea românilor. Altfel nu s-ar fi întâmplat acel miracol din decembrie. Ne apropiem acum de un număr important de ani de la evenimentul respectiv. Aș vrea acum să amintim și partenerii care vă sunt aproape în aceste proiecte pe care le aveți în, le-ați făcut până acum și pe care le aveți în desfășurare. Pentru că
vorbeam... Aș vrea să vorbim în primul rând despre Organizația Românească Samaritană. Da. În urmă cu 2 ani, în urma unei întâlniri la Berlin cu conducerea samariteană a Samaritan International, am decis organizarea Federației Samaritenilor Români. Federația s-a realizat prin unirea a 5 structuri samaritene din România. Structura din Prahova, din Ploiești, ASB România, în afară de noi mai sunt încă 4 structuri, ASB-ul din București, ASB-ul Samaritenii din Brașov, Samaritenii din Târgu Mureș și Samaritenii din Orăștie. Cei care sunt interesați pot intra pe pagina noastră, pe site-ul nostru, Federația Samaritenilor Români, și acolo o să vadă linkurile către toate aceste organizații care fiecare, în felul lor, încearcă să mobilizeze resursele sociale pentru a crea această comuniune samariteană care să ajute societatea în diverse moduri. Prin principiile pe care eu le-am emis, solidaritate și caritate. În aceste doi piloni de bază, în aceste organizații, oricine se poate înscrie și oricine poate veni cu sprijinul absolut. Pe care îl organizația poate oferi. Organizația este deschisă pentru toată lumea, de la cel mai mic la cel mai mare. Prin ideile noastre, încercăm să influențăm atitudinea oamenilor față de ceilalți oameni. Vedeți, de foarte multe ori vedem agresivitate. Vedem o lipsă de empatie față de problemele celuilalt. Există, suntem o societate destul de agresivă. Ne propunem pentru la anul să facem un mare meeting în Ploiești anti-agresivitate. Iar acest lucru trebuie cultivat încă din primii ani de după naștere, din familie și din școala primară. E nevoie ca ai noștri copii să nu se mai uite la aceste filme de teroare și de agresiune, pentru că asta îi învață. Ce filme vedeam noi în urmă cu 30-40 de ani? Și desenele animate au început să aibă un grad foarte mare de agresivitate. Da. Era o bucurie să te uiți la televizor. Acum televizorul este plin de filme agresive. Și sigur că asta se transmite, asta văd și încep și ei să fie precum filmele respective. Și este momentul să educăm și să reeducăm ceea ce vine din urmă împreună. Și ceea ce este acum. Resursele noastre sunt modeste. Nu putem să spunem că noi putem face revoluție în această problemă. Categoric, dar puțin câte dar puțin. Puțin de la noi, împreună cu alții. Sunt multe alte organizații care fac același lucru care îl facem noi, sub alte steaguri. N-are importanță. Toți împreună, acest puțin unit, poate să creeze... Și să nu uităm un principiu de viață, să fim oameni pentru oameni. Sigur. Din păcate, timpul alocat întâlnirii noastre din această seară s-a scurs, dar cu tot dragul vă așteptăm oricând și suntem alături de dumneavoastră în tot ceea ce întreprindeți. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară frumoasă și noi ne revedem și mâine. Toate cele bune! Mulțumesc!